Bună ziua și la mulți ani! Să aveți un an nou așa cum vi-l doriți sau așa cum l-ați visat și să pregătiți în acest an anii care vin. Sunt foarte multe conversații pro, contra și unele neutre despre team building sau filmul team building. Așa că am ales să vorbesc astăzi despre team building. Din perspectiva mea, team building-ul este un instrument foarte util pentru a construi o echipă. Când team building-urile nu sunt bine pregătite, nu sunt bine planificate, ele pot să ia o întorsătură, așa cum am văzut și în film, rită de intențiile inițiale și să se ajungă la a, a avea legături prea personale între membrii echipei, care după aceea, bineînțeles, că nu aduc prea bine în rândul echipei, nu aduc rezultate foarte bune. Ca un team building reușit, în primul și în primul rând, este important să aveți un team building planificat. Planificat pe ore, efectiv. Planificat ce facem, de când, până când și așa mai departe. În același timp, să existe niște reguli de bază care sunt comportamentele Dezirabile, dorite, și care sunt comportamentele nedorite.